Moldovenii vor putea să-și facă o pensie suplimentară față de cea pe care urmează să o primească de la stat. Este vorba despre pensia facultativă la care pot contribui toate persoanele, indiferent de vârstă. Pensia va putea fi ridicată după împlinirea a 60 de ani, iar mărimea acesteia va depinde de cea contribuției la fondul din care va face parte. Proiectul de lege care reglementează aceste lucruri a fost adoptat în prima lectură de către deputați. Proiectul de lege propune posibilitatea de creare a două tipuri de fonduri de pensii facultative, propriu zis fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii ocupaționale, care pot fi create în cadrul unui colectiv de muncă de către angajator. Acest proiect substituie legea cu privire la fondurile de pensii nestatale, adoptată în 1998. Pensiile facultative, spre deosebire de cele private, nu pot fi administrate de către fiecare persoană în parte. Totuși, salariații vor putea decide fondul la care vor contribui și vor încheia, în acest sens, un contract individual. Aceștia vor stabili singuri mărimea contribuției și vor putea depune bani de sine stătător sau prin intermediul angajatorului. Toate activele fondului de pensii trebuie păstrate într-o societate de investiții, inclusiv bancă, ce urmează să aibă calitatea de depozitar. Expertul economic Veaceslav Ioniță spune că Republica Moldova are nevoie de o astfel de lege pentru ca oamenii să-și poată asigura bătrânețea. Totuși, sunt mai multe motive care nu permit ca legea să fie funcțională. La noi nu merge, facultativ nu merge nimic din cauza că statul 1 nu oferă facilități. Imaginați-vă că noi totuși am depus banii într-un fond de pensii. Unde investești fondul de pensii banii? Și noi ne trezim că noi n-avem instrumente unde fondurile de pensii pot păstra banii mei. Nu se păstrează, dar să-i crească oamenii. Dar nu o să aducă banii în fondul de pensii. Și firmele, companiile nu o să aibă ce face cu banii chiar dacă cineva o să-i aducă. Proiectul de lege face parte din directivele Parlamentului European, care sunt parte componentă acordului de asociere cu UE. Un astfel de sistem de pensii este funcțional de mai mulți ani în țări precum Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Elveția, Danemarca, Finlanda, Suedia și Islanda.